Roma a devenit o putere cu adevărat imperială. Pacea îi impunea Cartaginei să renunțe la flotă, să recunoască apartenența peninsulei iberice la Roma, să-l demită pe Hannibal din funcția de general și, nu în ultimul rând, să cedeze toți elefanții de război. Yahoo, un cuvânt universalizat în epoca internetului, aparține scriitorului englez. El desemna în cea de-a patra carte a călătoriilor lui Gulliver un soi de oameni maimuță, ființe brutale și înapoiate mental. Aveți grijă, deci, la e-messenger. Ne-a învățat că, în cazul în care scufundarea ne place, revenirea la suprafață trebuie să se facă treptat, astfel încât să dăm timp azotului din sânge să se elimine încet. Din cauza simpatiei declarate față de Corneliu Zelea Codreanu și apartenenței la mișcarea legionară, cea mai mare parte a operei sale a fost interzisă de regimul comunist. A inventat vagonul de dormit, dorind probabil să aibă somnul lin și în tren. N-a dormit el prea liniștit când muncitorii săi au declanșat o grevă. A luat și una din deciziile cele mai proaste în așa situație, reprimând cu violență acțiunea revendicativă. Motivația jurului Nobel în 1967 a fost pentru creația lui literară plină de viață, adânc înrădăcinată în modul de viață și tradițiile indigenilor din America Latină. În domeniul microbiologiei, românii se mândresc de alăturarea numelui Babeș de cele ale lui Pasteur sau Koch. Fiul medicului Carol Davila a fost fascinat de epoca lui Vlaicu Vodă, ca parte dintr-o perioadă pe care ar fi urmat să o descrie în trilogia Mirciada. A fost ofițer combatant la Mărăști și Oituz. Șansa a făcut apoi ca literatura română să se îmbogățească cu romane precum Rusoaica, Bratul Andromedei sau Dona Alba. Un cuvânt care a străbătut sute de ani omenirea, având prin el însuși înțelesul de indivizibil, a fost pulverizat la începutul secolului trecut de fizicianul neozeelandez. Înnobilat în Anglia în 1914, chipul lui apare astăzi pe bagnota de $100 neozeelandezi. George Călinescu spunea despre ceahlăul literaturii române că, luat în totalitate, este un mare povestitor cu o capacitate de a vorbi autentic enormă. Moș Vârlan era slab și înalt. Ca să mă uit la clonțul roș care îi ținea loc de nas, trebuia să-mi prăvălesc cap pe spate. Aveam 12 ani pe atunci, eram un plod, cum spune el, și mă țineam în vacanța aceea scai de dânsul. Asemăna de unii cu Caragiale, de alții cu Cehov, dramaturgul bucureștean a înțeles cum se manifestă prostia și ipocrizia. Proști sub clar de lună sau nebuni fățarnici există de când lumea și, vorba lui, proștii mor, prostia niciodată. Bădia a fost un răzvrătit. Pentru simpatia față de legionari, a fost condamnat în tinerețe și de regimul Antonescu și de comuniști. A fost pe baricada de la Inter în 21 decembrie 89, dar și în piața universității în 1990. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.